Astăzi se împlinește un an de când Republica Moldova a devenit stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, un an de când Bruxelles ne-a dat o nouă temă pentru acasă. Avem nevoie de o notă de trecere ca să începem negocierile de aderare până la sfârșitul anului. Iar cea mai mare provocare este lupta anticorupție și reforma justiției. Ce șanse avem, ne spun experții în reportajul ce urmează. Acum un an ne asumam cele 9 condiții ce nu pot fi ignorate în parcursul european al țării. Zilele trecute, TV8, cu referință la surse credibile, vă informa despre felul în care Bruxelles vede eforturile Chișinăului în implementarea recomandărilor. Iar astăzi, știrea noastră a fost confirmată oficial de Comisia Europeană. Astfel, la această etapă, au fost îndeplinite cu brio doar 3 din cele 9 angajamente. Mai exact, ajustarea legislației electorale la cea europeană, asigurarea implicării societății civile în procesul decizional și asigurarea protecției drepturilor omului. Reforma justiției, dezoligarhizarea și reforma finanțelor publice sunt îndeplinite la nivel mediu. Țara noastră mai are însă mult de lucru în lupta cu corupția, spălarea banilor și reforma administrativă. Vicepremierul și ministrul de externe și integrării europene Nicu Popescu menționează că printre principalele rezultate obținute de țara noastră se numără alegerea Consiliului Superior al Magistraturii după procedura de preveting, modificarea codului electoral conform recomandările Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția și instituirea sancțiunilor internaționale împotriva persoanelor corupte din țara noastră. Nici eurodeputatul român Siegfried Mureșan nu a vorbit despre restanțe, dar a ținut să precizeze că Republica Moldova este pregătită doar pe anumite capitole de startul negocierilor de aderare, dar în același timp a îndemnat instituțiile europene și statele membre să accepte deschiderea negocierilor până la sfârșitul anului. Directorul executiv al Institutului pentru politici și reforme europene, Iulian Groza, susține că, deși încet, dar ne mișcăm sigur în direcția integrării. Potrivit lui, suntem mai aproape de UE chiar și în comparație cu Ucraina. Totuși, unele domenii, cum ar fi justiția, lupta anticorupție sau administrația publică, au nevoie de mai mult timp și efort pentru realizare. Domenii complexe. Aici nu putem vorbi despre o acțiune care să rezolve toate problemele sistemice cu care ne confruntăm. Comisia Europeană, în opinia sa din anul trecut, a listat câteva din pași, condiții minime pe care autoritățile trebuie să le îndeplinească, reieșind din cadrul de timp, într-un an de zile, ce se poate de făcut. După mine, nu există anumite obstacole serioase. E nevoie de mai bună coordonare, mai bună prioritizare la nivelul instituțiilor, având în vedere resursele limitate la nivel de capacități care există astăzi în guvern. De cealaltă parte, analistul politic Corneliu Ciurea susține că progresele făcute de țara noastră în îndeplinirea angajamentelor Comisiei Europene sunt nesemnificative, ba dimpotrivă, la anumite capitole situația s-a înrăutățit. N-am prea văzut o abordare constantă și axată pe rezultate. În plus, suntem cumva nedumeriți pentru că nu cunoaștem ce se întâmplă cu acordul de asociere. Comisia a vorbit despre 3 domenii în care sunt anumite progrese, dialogul cu societatea civilă, adoptarea codului electoral, unde astea sunt chestiuni minore. Cel mai important sunt, desigur, felul în care își tratează guvernarea opoziției, așa, asta ține de deoligarhizare și de reforma justiției. Și noi vedem că, de fapt, sunt călcate în picioare principiile statului de drept. Uniunea Europeană deocamdată oferă un sprijin oarecum necondiționat actuale guvernări și se încăpățânează să nu vadă aceste devieri. Conducerea țării nu a venit astăzi cu aprecieri privind implementarea celor 9 condiții pentru lansarea negocierilor de aderare. Cu ocazia împlinirii unui an de când Moldova a devenit țară candidată la UE, președinția a lansat un spot video. Noi știm din proprie experiență că bunăstarea și pacea se află în Europa. Noi, moldovenii, am cunoscut ambele realități și am decis ce ne dorim pentru țara noastră. Moldova va adera la Uniunea Europeană și acest lucru trebuie să se întâmple până în 2030. Cu un mesaj a venit în plenul Parlamentului și speakerul Igor Grosu. Vom continua ferm pe această cale pentru că anume drumul spre Uniunea Europeană ne duce cele mai multe roade și transformări sistemice
în țară. Dacă în octombrie Comisia Europeană va recomanda țărilor membre să deschidă negocierile, atunci următoarea etapă este începerea negocierilor cu cele 27 de state membre. Guvernarea crede că adunarea Moldova Europeană, dar și summitul Comunității Politice Europene au adus plus valoare Republicii Moldova în efortul ei de integrare europeană.